Calea Ferată din Moldova se află într-o situație dezastruoasă și dacă nu se face nimic, în următorii ani o așteaptă procesul de insolvabilitate, iar falimentul va duce inevitabil CFM-ul la fier vechi. Cândva, undeva, aceasta poate să furau. Nu poți, când am prins și nu pot să-mi învinuiesc să vorbesc. Ar putea să se ajungă, de fapt, la o situație de insolvabilitate. Salariul cam greu nu merge, nu știu cum. Guvernul a aprobat la sfârșitul anului trecut concepția pentru restructurarea sectorului feroviar. În document se constată că CFM, fără finanțări externe și o reformare urgentă, nu are șanse de supraviețuire. La începutul anilor 90, întreprinderea Calea Ferată din Moldova transporta peste 18 milioane de călători anual. Trenul era principalul mijloc de transport în țară. Astăzi, doar 1,8 milioane de călători mai circulă cu trenul, ceea ce înseamnă o cotă de piață de doar 2% din transportul de pasageri. Aceeași soartă a avut-o și traficul de marfă pe căile ferate din Republica Moldova. De la 22 de milioane de tone de mărfuri transportate anual la începutul anilor 90, astăzi vagoanele CFM-ului au ajuns să ducă doar 4 milioane de tone de bunuri pe an. Toate locomotivele marfare au terminul de exploatare depășit, ca și 90% din cele 12.000 de vagoane câte au fost la începutul anilor 90. La fel de prost stau lucrurile și la capitolul infrastructură. Din cei peste 1.100 de kilometri de cale ferată, mai mult de jumătate necesită de urgență reparații capitale. Starea acestora prezintă pericol pentru securitatea circulației feroviare, astfel încât pe anumite segmente, trenurile ajung să se miște cu viteza unei biciclete, 15 km pe oră. Toate aceste lucruri, dar și corupția, furturile și politicile aplicate de cei responsabili de-a lungul anilor au dus CFM-ul în prag de faliment, cu sute de milioane de lei datorii, inclusiv față de angajați care nu și-au ridicat salariile pentru luni bune. Depoul din Chișinău. Aici sunt reparate vagoanele de călători utilizate în traficul internațional. Durata de viață a unui astfel de vagon este de 28 de ani, dar după mai multe reparații capitale, aceasta poate fi extinsă și până la 35 de ani. Самый новый вагон это 91 год производства Германии. De vagoane noi nici vorbă. Abia de ajung bani pentru întreținerea celor vechi, a căror stare este atât de proastă încât ajung să fie pur și simplu crăpite. Сегодня, в данный момент, занимались ремонтом подполья туалет. Вышло из строя подполье, и надо было заменить как бы лист металла, приварить к этому полу. Мы даем еще гарантию на лет 5 больше. Он проедет без ремонта. Все. Ну, пресса пьеса же. Интерал, да, мы вот так скажем, грел пьеса. Формат он был, понял, фашит лотокр, понял, время звучит. И фашит с мануалом? Да. Vagoanele care nu mai pot fi reparate sau pentru care nu mai sunt bani de întreținere sunt trase pe linie moartă. În prezent, mii de astfel de vagoane așteaptă să fie casate și apoi tăiate la fier vechi. Spre deosebire de transportul de mărfuri, traficul de călători a adus doar pierderi CFM-ului. Condițiile, mai ales din trenurile vechi, dar și timpul de deplasare, au împins oamenii către sutele de firme de transport auto. Unele dintre ele au ajuns chiar să-și vândă bilete în curtea gării, de parcă nici n-ar fi concurenții CFM-ului. Dacă vreți să vă spun poziția mea, eu cred că aici nu e nicio problemă. Eu, adică cu asta nu pot să fac eu nimic și nu cred că cineva ar putea să... fiindcă asta și este concurența de piață. Este ora 8:45 dimineața. Din gara din capitală pornește trenul spre Ungheni. Deși vagoanele sunt pe jumătate goale, aceasta este cea mai aglomerată cursă locală. Mai aflăm însă între timp că mai mult de jumătate dintre pasageri sunt angajații CFM care se întorc acasă după turele de muncă. Я, в принципе, очень часто езжу этим поездом, потому что специфика моей работы. Ну, вот видите, как сегодня первый класс поезда, все сидят в шапках, очень холодно, сами чувствуете, что
невозможно. Снимая шапку, в голове холодно. Здесь сидели люди, они ушли в другой вагон, потому что там теплее. Имидж очень упал в глазах людей. Раньше железнодорожник, он имел имидж большой. Он когда шел железнодорожник, говорили, о, машинист идет, вот, вот он ревизор, вот он начальник. А сейчас железнодорожник, кто такой? Просто железнодорожник и все. În gara din Călăraș, de exemplu, pe peron bate vântul, însă la 5 minute distanță, zilnic, 10 de microbuze pornesc unul după altul, pline cu pasageri. Înainte, nu puteai, toată noaptea, jeli au lucrat, se atafară, deci lucram. Ion Tofan muncește la CFM de 33 de ani. Este unul dintre angajații care verifică starea căilor ferate. Când îl întrebăm despre infrastructură, cu greu își amintește anul în care au fost puse șinele de care are grijă de 3 decenii. Aici, linia asta de vieții din... Am uitat în ce an e pusă. Boltul ăsta nici nu-l pot suși. Înainte venea gancovioare, era mașina specială, mergea. Le mai șușie, amu, trebuie să rușinui. Omul ăsta trebuie să ia că sunt cheile cele care am nimic. Și în doi, șușește, la unii s-au șușește dacă el e mort. Așa au ajuns angajații celei mai mari întreprinderi de stat să improvizeze și să muncească cu ce au, cum o face de exemplu și acest muncitor, pe care l-am surprins cum dezăpezea o intersecție cu un instrument înșghebat dintr-o sticlă din plastic tăiată. Am în mână planul investițional pentru dezvoltarea întreprinderii Calea Ferată din Moldova. În 2014, administrația CFM a aprobat acest document din vreo 30 de pagini de soluții, toate îndreptate spre salvarea întreprinderii, dar care, după 4 ani, continuă să rămână doar promisiuni pe hârtie. În planul pentru dezvoltare se prevede că în perioada 2014-2018 CFM va repara capital peste 360 de kilometri de cale ferată, va cumpăra cel puțin 10 locomotive și 800 de vagoane noi. Suntem în 2018, dar nimic din aceste lucruri nu s-a făcut. Vedeți că în planul investițional care vorbiți dumneavoastră necesită și o finanțare. Acolo era și finanțare, că trebuie să fie. Deci a rămas pe hârtie. Eu vreau să vă spun că și spun pentru toată lumea, Calea Ferată n-a primit un bănuț de la nimeni. Pentru a scoate CFM-ul din impas, autoritățile au decis la un moment dat să se împrumute de la băncile europene. Primii bani urmau să vină sub formă de credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu care autoritățile au semnat încă în 2014 un acord. Totodată, în 2016 a mai fost semnat un acord de împrumut de la Banca Europeană de Investiții. În total vorbim de aproximativ 100 de milioane de euro pentru restructurarea și modernizarea CFM-ului. Vedem însă că după 4 ani, autoritățile n-au reușit să folosească niciun leu. Tot ceea ce am spus în 2015, eu am citit și eu, cum și dumneavoastră citiți foaia de parcurs și spuneți, noi trebuia să obținem banii în 2015, respectiv 2016, dar la tot asta au stat niște precondiții care trebuia să fie îndeplinite, atât de către noi, cât și de chiar Guvernul Republicii Moldova. Deci înțeleg că această legănare de câțiva ani a avut loc din cauza faptului că nu am reușit să îndeplinim acele condiții puse de bel. Dacă putem spune că, da, dintr-un anumit motiv este și acesta, ceea ce este că nu am putut, dar s-a terăgănat, fiindcă aici este și modificări de legislație. La Ministerul Economiei și Infrastructurii ni se spune însă că CFM-ul ar fi avut deja locomotive noi, doar că băncile europene au prea multe cerințe. Noi suntem puțin în întârziere, dar nu din culpa Republicii Moldova. Deci, pe parcursul implementării acestui proiect au fost schimbate, au fost careva obiecții din partea Berdului și BIU-ului la caietul de sarcini. Același minister promitea că până la sfârșitul anului 2017 toate restanțele salariale către angajații CFM vor fi lichidate. Cele peste 100 de milioane de lei n-au fost plătite nici astăzi, iar ministerul pare să se fi răzgândit. Nu avem dreptul de mixtiune în activitatea operațională a întreprinderii, motiv din care nu suntem noi direct responsabili de activitatea operațională și de acele salarii.
Astfel, soarta CFM-ului a ajuns să depindă de banii băncilor străine, condiționați însă de restructurarea sectorului feroviar. Pe lângă liberalizarea pieței și intrarea companiilor private pe căile ferate, reforma va mai însemna divizarea CFM-ului în mai multe societăți. Printre acestea se vor regăsi CFM Călător, CFM Marfă, dar și o societate care să se ocupe de infrastructură. În paralel, autoritățile intenționează să reducă personalul cu 50%. Cum se va face însă acest lucru deocamdată nu este clar. Și asta în condițiile în care întreprinderea deja se confruntă cu lipsa de specialiști, iar vârsta medie a angajaților este de 52 de ani. Când a fost liderul ăsta? Nu răbătă prășou și oameni. Nu poți să-mi spomni. Cert este că o bună parte dintre angajați a și plecat deja din cauza salariilor mici, dar și a întârzierilor la plata lor. Soțul, băietul a lucrat, dar ea muncii, el nu lucrează. S-a dus că și-i leafa. Psihotarul s-a dus. Dar ce să facă aici? Să moară de foame? Și el, și nevasta, și copiii, și toți? Întreprinderea de stat, Calea Ferată din Moldova, a activat decenii întregi în pierdere, nu doar sub ochii propriei administrații ai guvernului, dar și ai procurorilor. De la călătorii fără bilete, furturi de combustibil, conductori reținuți cu țigări sau cu droguri la frontiere și mari șefi de la CFM au ajuns să fie anchetați în dosare de corupere și trafic de influență, lăsate cu prejudicii de sute de milioane de lei. Nu aș vrea să mă pronunț asupra managementului care a avut loc. Nu cred că ar fi corect să mă expun asupra acțiunilor a predecesorilor mei sau a foștilor directori din cadrul căii ferate, ca să fiu înțeles corect. Am încercat să obținem un răspuns oficial și de la Procuratura Generală, dar și de la Ministerul Afacerilor Interne cu privire la dosarele în care au fost anchetați de-a lungul anilor șefii de la CFM și prejudiciile aduse de aceștia. Încercarea noastră a rămas însă fără răspuns. Noi nu avem așa informații. Eu presupun că la baza de date a Ministerului Afacerilor Interne. Haideți să eu vă dau un contact și dumneavoastră la colegii mei la IGP. Haideți că eu o întreb bine și vă revin eu.